Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, de la Luca, capitolul 8, versetul 15. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Director, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule Primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această duminică frumoasă, când Dumnezeu ne-a oferit bucuria de a fi împreună la resfințirea Bisericii dumneavoastră, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: cultivarea pământului și cultivarea sufletului. Cel mai mare pedagog a fost Domnul Iisus Hristos. Și El, când îi învăța pe oameni, se inspira din mediul înconjurător. Iată, acum toamna, când se seamănă grâu, vine extraordinar de bine această parabolă, această pildă cu semănătorul. De aceea am și intitulat predica noastră Cultivarea pământului și cultivarea sufletului. A ieșit semănătorul să semene, ne spune Domnul Hristos. O parte din sămânță a căzut pe drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe stâncă, n-avea pământ adânc, puțin. După ce a răsărit s-a uscat. Altă sămânță a căzut între spini, a crescut paiul, dar l-au înăbușit spinii. O altă sămânță însă a căzut pe pământ bun și a adus roadă. A adus roadă spirituală. Cultivarea pământului pentru viața noastră de zi cu zi este foarte necesară. Și cum n-am dori ca această lucrare să meargă foarte bine și mai mult să știm și administra ceea ce câștigăm. Dar e o problemă cu cultivarea sufletului. Vedeți, și în sufletul nostru pot fi cultivate virtuți sau pot fi cultivate patimi, răutăți și păcate. Părintele Rafael Noica, care se nevoiește în munții Apuseni, se puznicește acolo, liturghisește, scrie, traduce, într-o carte numită Cultura Duhului, a zis așa: cultură e ceva ce cultivăm, dar să băgăm de seamă bine că ceea ce cultivăm, aceea și devenim. Auziți? Ceea ce cultivăm, aceea și devenim. Pot fi cultivate lucruri bune, virtuți, înălțătoare, care, pe lângă faptul că ne fac agreabili în fața oamenilor, ne ajută să ne mântuim sufletul. Da, pot fi cultivate și patii și păcate. Ele sunt multe. Și dacă la timp potrivit nu ne oprim, dacă le cultivăm, lucrurile rele, până la urmă ne duc la prăbușire. Și o pildă foarte potrivită pentru prăbușirea care o aduc patimile, cultivarea patimilor, o pildă foarte potrivită este următoarea. Un om și-a cumpărat un răsad de plantă carnivoră. Nu știu dacă în realitate există plantă carnivoră, poate, dar în poveste există. Și-a cumpărat un răsad de plantă carnivoră, a pus-o într-un ghiveci și tare se distra când îi dădea de mâncare. Îi aducea muște, îi aducea tânțar, depunea în cupa florii și floarea le înghițea și creștea frumoasă și mare, încât n-a mai încăput în ghiveci. Și a mutat-o într-un recipient mare. De data aceasta, planta carnivoră nu se mai mulțumea cu insecte. Dorea mamifere și aducea șoareci, șobolani, hoituri de animale și a crescut mare, mare de tot, încât nu mai ajungea la cupa ei. Și-a pus o scară și se urca pe scară ca să-i ducă mâncare. Și într-o bună zi, obosit fiind de atâta alergătură, pentru că pretindea floarea carnivoră multă mâncare, într-o zi, obosit fiind de atâta alergătură, când a venit cu un hoit în spate, a urcat pe scară și când a sosit sus, și-a scăpat și capul în cupa florii. Și floarea dintr-o dată l-a înhățat și l-a devorat și pe el. Vedeți? Aceasta este planta carnivoră, aceasta este patima. Cultivarea sufletului presupune cultivarea virtuților, a faptelor bune, a dragostei, a altruismului, a credinței, a preocupărilor religioase. Dar dacă facem invers și cultivăm patimile cele rele, ele până la urmă ne termină, oricare ar fi ele. Fie că e vorba de desfrânare, fie că e vorba de băutură, fie că e vorba de țigări, fie că e vorba de alte multe lucruri pe care le vedem în preajma noastră. Și să cultivă în vremurile noastre și o atitudine antibisericească, care lovește în toate categoriile de slujitori ai Domnului. Ei, toate acestea, până la urmă, să știți că au rezultat ca în povestea cu planta carnivoră, prăbușirea celor ce cultivă patimile. Am zis ca să nu crească planta carnivoră deloc, trebuie să nu-i mai dăm de mâncare. Adică să ne ferim într-un fel sau într-altul, să o stimulăm. Așa se întâmplă lucrurile și în viața de zi cu zi. Mântuitorul a fost pedagog absolut. Toamna, când se sămâna grâul, le-a spus pilda aceasta, pe care dumneavoastră o înțelegeți foarte, foarte bine. Sfântul Pavel, în epistola către evrei, și cu aceasta voi și încheia. Sfântul Pavel, în epistola către evrei, ne îndeamnă să cultivăm virtuțile, adică credința, faptele bune și toate celelalte pe care le învățăm noi din Sfânta Evanghelie. În epistola către evrei, în capitolul 6, în versetul 7 și 8, compară sufletul nostru cu țarina, în care semănăm greu. În sufletul nostru trebuie să cultivăm virtuți. Și zice așa Sfântul Pavel: țarina, când absoarbe ploaia ce se coboară adeseori asupra ei și rodește iarba folositoare celor pentru care a fost muncită, primește binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și ciulini, se face netrebnică și blestemul este aproape și la urmă focul o așteaptă. Acesta e capătul celor ce cultivă patimile, păcatele, răutățile, necredința, îndepărtarea de biserică și de Dumnezeu și îndepărtarea de cele sfinte. Acesta este cuvântul pe care am vrut să vi-l pun la suflet astăzi. Și vreau să subliniez și acest aspect al învățăturii pe care ne-o dă Domnul Hristos. că inclusiv strădania părintelui dumneavoastră paroh și a dumneavoastră de a pune frumos la punct această biserică, intră tot în cultivarea virtuților și nu a păcatelor. De aceea, ca și când am terminat sfințirea, repet și acum. Vă felicităm din tot sufletul, să vă dea Dumnezeu ticneală și să aveți multe zile frumoase în această biserică pe care ați pus așa de frumos la punct. Și repet încă o dată versurile lui Arghezi pe care le dedic și părintelui paroh și dumneavoastră tuturor. Altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite în temelie. Amin.